tine să tragi direct concluziile. Asta e prima întrebare. Concluzia ta după meciul ăsta. Am început foarte bine meciul. Am marcat repede după la capătul unei faze foarte bune cu combinații. M-am înțeles foarte bine cu Darius, am scăpat și am reușit să marchez. După a fost acel penalti. Nu știu ce să spun la acel penalti, pentru că am vorbit cu domnul Găman și mi-a spus că el n-a dat penalti. Dar mi s-a spus în cască, penalti, penalti. Da, dar el putea să întoarcă decizie. Adică e o decizie luată tot de central. Tot de central, lui aparține decizia. Păi săracul a mai fost suspendat din câte știu, dacă nu mă înșel, tot din cauza aceasta și vă dați seama. Simți tu cumva că nu trebuia totuși delegat un arbitru din Craiova înainte de meciul cu Craiova? Nu vreau să vorbesc de rău. Până la urmă este un meci pierdut. A venit și prima înfrângere din acest campionat. Dar pe un teren greu, cu o echipă grea, tot timpul aici s-a lăsat cu cartonașe roșii. Au fost mulți nervi în teren. Asta este, până la urmă mergem înainte. A fost foarte nervos, știu că ai lucrat foarte mult în trecut la factorul psihologic, astăzi n-ai mai putut să te abții. Păi când eu atac adversarul cu mingea la picior, vine să mă blocheze, dau mingea pe lângă el și el dă fault invers. Scuză-mă, dar asta este. Da, îmi pare rău, a fost un gest nesportiv. Ok, l-am lovit corect. Înainte cu o fază vine cu cotul în figură și îmi dă și mie galben și lui galben. Păi ce facem? Dacă eu nu ripostam atunci, nu-i dădea galben niciodată. Ce pot să mai spun? Asta este, până la urmă trebuie să ne gândim la următorul meci, pentru că este un derby și trebuie să-l câștigăm. Ce trebuie făcut pentru a evita în primul rând momente de genul ăsta, adică măcar să a fost cumva ceva să-și vă luptați de la egal la egal? Da, a fost ceva neprevenit. Am rămas eliminați foarte repede. Dar asta este, Pantheon este un jucător foarte bun, un fundaș excelent, tânăr, are de învățat, este bine că a venit acum, cu siguranță va învăța din acest meci și sunt 100% că va fi un jucător important pentru noi. Vreau să te întreb și de un aspect totuși pozitiv, ai spus că te-ai înțeles foarte bine cu Darius și cel puțin în prima repriză mie mi s-a părut că cumva ați jucat din prima, ați jucat modern, ofensiv, da, simți că cumva progresați din acest punct de vedere? Da, dacă nu mă înșel, la fiecare meci avem acțiuni, el îmi pasează, eu îi pasez, acțiuni clare de pe poartă, așa că este un jucător excelent, dar până la urmă cu toții am pierdut în această seară și nu trebuie să facem o dramă din asta, pentru că este prima înfrângere. Mergem înainte, campionatul este lung, nu trebuie să ne abatem de la drumul nostru, nu ne uităm stânga-dreapta, pentru că suntem conștienți de ce va fi mâine, ce se va scrie, dar noi până la urmă vestiarul, noi putem să câștigăm meciuri, să facem rezultatele pe care ne le dorim. Mulțumesc! Seară bună!